She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. Și vreau să vă arăt cum arată camera noastră de hotel și o să încep de la ușă. Aici este ușa, avem o ușă neagră. Aici avem planul camerei. Și avem un tavan înalt. Asta este un lucru care îmi place foarte mult pentru că pare totul mai spațios. Aici avem o oglindă, avem lângă ușa bună. Și acum vreau să vă arăt în mare cum arată camera. Ok, acum ne întoarcem pe hol, pentru că să spunem că acesta este holul și o să vă arăt dulapul acesta. Partea aceasta este dulapul cu haine, iar aici avem, bună din nou, o mașină de cafea, un fierbător de apă, acolo pliculețe cu ceai și capsulă de cafea. Și aici mini barul. Aici pur și simplu este un dulap în care la momentul de față nu a rămas nimic. Erau două halate de paie acolo. Și acum haide să mergem în baie. Acesta este. Aici avem un robinet care ne spune că putem să bem apa aceasta. Are un filtru bun, o oglindă, aici este chiuveta și acum vorbesc cu voi din duș. Aici este un geam ca apa să nu se ducă, bineînțeles, în pat. Și aici avem dușul. Avem un ploaie. Și apoi și un duș normal. Așa. Iar aici toaleta. Acum continuăm. Aici avem un televizor, iar trebuie asta poate ascunde televizorul. Hop. Și acum, dacă nu vreți să ne uităm la televizor, avem treaba asta, dar ne uităm la televizor, bineînțeles. În partea aceasta avem, nu știu, un spațiu de stat, aici un birou, unde avem noi lucrurile, unde am mâncat, un scaunel, un telefon, meniu, aici un anunț cu privire la noile măsuri de prevenție a virusului și acum partea cea mai bună a acestei camere, priveliștea.
lumina nu este grozavă, dar vreau să vă bucurați de priveliștea minunată. Haideți să ne bucurăm împreună de Hong Kong. Hong Kong în noaptea. Este minunat, este genial. Nu mă mai satur de priveliștea asta. A fost super când am venit aici. Este super pe timpul zilei și super pe timpul nopții. Parcă este un pic mai drăguț pe timpul nopții, întrucât luminile astea sunt așa magice. Da. Acum am ajuns aici și aș vrea să vorbesc cu voi despre facilitățile acestui hotel sau pachetul pe care l-am luat noi, să vă faceți o idee de prețurile de aici. Sincer, în ultima perioadă, în ultimul an, prețurile la hotelurile din Hong Kong au scăzut pentru că au fost proteste și apoi virusul, așa că prețurile la hotel chiar au scăzut. Și de aceea oamenii, pentru că nu pot să călătorească în afară, au început să practice și aceste staycations. Așa cum am făcut și noi, eu voiam să vin la acest hotel încă din aprilie. În aprilie Jason nu s-a simțit confortabil să vină, așa că am așteptat până când s-au calmat lucrurile în Hong Kong. Am rezervat și apoi au explodat. Ceea ce ne-a învățat că niciodată nu trebuie, că niciodată nu este un moment perfect și că trebuie să faci lucrurile atunci când simți. Da. Ok, încheiem această paranteză să vorbim despre hotelul acesta. Hotelul la care stăm noi se numește East Hong Kong. L-am găsit pe Pinterest. Am găsit o poză foarte drăguță pe Pinterest și am zis trebuie să mă duc într-o zi la hotelul acesta pentru că trebuie să copiez poza aceasta. Între timp am găsit mai multe poze pe Pinterest pe care o să le copiez fără pic de rușine. Acum a picat la țang oferta asta întrucât vara aceasta nu o să mă duc niciunde, sunt în concediu, oficial în concediu. De azi, chiar de azi, sunt oficial în concediu și am zis să ne răsfățăm un pic, să venim la un hotel. Chiar dacă inițial ziceam, și ce să fac la hotel, mă duc în cameră și am o cameră sau în camera așa cum stau și acasă, dar totuși vibe-ul este diferit când ești la hotel, nu e chiar, într-adevăr, stai în cameră, pentru că, sincer, nu putem face mare lucru, putem mânca și putem sta în cameră, pentru că piscina este închisă din cauza virusului, sala de sport este închisă. Putem mânca, asta facem, mâncăm, stăm în cameră și ne bucurăm de priveliște. Nici la barul de sus nu putem merge după ora 6. În curând nu o să mai putem merge deloc, doar în cameră, dar nu-i nimic. Trebuie să ne bucurăm de ce avem. Acum, că am vorbit mult, aș vrea să vă spun de facilitățile acestui hotel. Cer priveliște este de hotelul acesta. Trebuie să recunosc, doar priveliște este de el. Noi nu am făcut rezervarea direct prin site-ul lor, ci am făcut rezervarea pe un site auxiliar pentru că am găsit acolo o ofertă de staycation unde aveam bufet de prânz, două băuturi și camera aceasta sau o altă cameră unde pur și simplu ai doar cred că arată aproximativ la fel, doar că ai doar un geam, nu două geamuri sau de fapt doi pereți din geam. Și o chestie amuzantă la lucrul ăsta, când am venit aici, Jason a spus că am fost norocoși și că am prins ultima cameră de pe coridor, pentru că dacă n-ar fi fost ultima cameră, nu ar fi avut doi pereți de sticlă, când de fapt noi am selectat să avem acești doi pereți de sticlă, dar ok. Și cam acestea au fost lucrurile pe care le-am avut incluse în ofertă. Oferta a costat $1,700 Hong Kong. O să fac conversie aici. Știu că este un preț ridicat, a spune, pentru ceea ce am primit, pentru că
Dacă era lunch buffet, atunci era mai bine, dar pentru din cauza virusului s-a schimbat treaba cu lunch buffet, ce set buffet și nu a fost cine știe ce. Am făcut câteva poze pentru că mi-am uitat camera, așa că o să inserez pozele cu ceea ce am mâncat. Sincer, nu prea m-a dat pe spate mâncarea acolo. Îmi plăcea ideea de bufet pentru că pot să-mi aleg ce vreau să mănânc și în special îmi place ideea de bufet pentru că deserturile, asta este partea mea preferată de la un bufet. În momentul în care vine desertul, acolo nu mă mai pot deslipi. De fapt, în momentul în care îmi termin de mâncat și trebuie să mă duc la desert, acolo, da. Deci, dacă era cu lunch buffet, ar fi fost mult mai avantajoasă oferta și oarecum banii aceștia pe care i-am plătit ar fi fost înțeleasă această sumă. Având în vedere că am avut set menu, aș da un minus. Apoi, în cameră, avem ceai, cafea și cam atât. Gel de duș, loțiune, șampon și atât. Nu există periuțe de dinți, nu există pieptănașe, nu există paste de dinți, nu există papuci. Nu există papuci, așa că trebuie să ne ducem la un magazin să ne cumpărăm papuci pentru că nu există papuci. Da. Camera! Îmi place cum arată camera, bineînțeles, pentru că avem priveliștea aceasta frumoasă. Dar dacă nu ar fi fost priveliștea, nu m-ar fi impresionată niciun caz camera. Acesta este începutul staycation-ului nostru. Acum Jason este acasă la noi, pentru că trebuie să facem ceva și cu coții noștri, nu? Acest hotel nu este pet-friendly, așa că, din păcate, a trebuit să găsim pe cineva care să stea cu ei. Din fericire, sora lui Jason poate să stea cu ei, dar n-au putut să stea cu ei toată ziua și numai seara. Așa că noi am venit aici la 12. Încă ceva. Am avut early check-in și late check-out. Deci am avut treaba asta. Pentru că de regulă la hotelurile din Hong Kong faci check-in-ul pe la 3-4 și check-out-ul până în 12. Iar mi se pare partea cea mai avantajoasă, mi se pare că avem late check-out, pentru că în momentul în care trebuie să plec dintr-un hotel și știu că check-out-ul este la 12, mi se pare că este pur și simplu cea mai grea parte și poate că nu-mi vine să mă trezesc atât de devreme încă să fac lucrurile pe care aș vrea să le fac. Spre exemplu, trebuie să fac foarte multe poze aici. Bineînțeles, și vreau să fac poze pe timpul serii și mai vreau să fac poze de dimineață. Dacă am fi avut check-out-ul la 12, ar fi trebuit să mă trezesc foarte devreme întrucât să pot să fac toate lucrurile astea, dar nu am stres pentru că mâine pot să mă trezesc la ce oră vreau eu, pot să stau liniștită în pat și momentul când va trebui să plec nu va fi atât de abrupt. Da? Așa că mâine nu va fi o zi atât de stresantă și parcă șederea aceasta, într-adevăr, este o ședere mai lungă, dar și mai plăcută datorită acestui fapt. Într-adevăr, prețul pe care l-am plătit noi ne putea da un hotel cu mai multe facilități. Găsisem o ofertă de staycation la un preț asemănător, unde aveam couples massage, breakfast, am avut micul dejun, deci aveam masaj de cuplu, micul dejun și s-ar putea și lunch buffet sau afternoon tea, ador afternoon tea. Dacă nu știți ce este afternoon tea, pur și simplu se servește după amiază și sunt niște prăjiturele puse pe un platou fancy și deși par puține prăjiturele, te asigur că sunt suficiente și la final o să te doare capul pentru că totul este prea dulce. Prăjiturele sunt mici sandwich-uri, dar de regulă sunt mai multe prăjiturele acolo, da. Ador afternoon tea și sper că mâine să putem să avem un afternoon tea la hotelul acesta, pentru că afternoon tea-ul ar întregi povestea. Da.
Eu o să râdeți de mine, dar am luat de acasă niște fairy lights pe care am de gând, nu știu exact cât de multe am luat, pentru că m-a ajutat și Jason, dacă am suficiente, o să le agăț acolo în sus, dacă nu o să le pun doar pe plăpumică. O să vedem asta. Cred că deocamdată asta am avut să zic, Jason este plecat acum. Și în momentul când se va întoarce, reiau vlogul. What is that? Pizza boy! There's a door! Oh, that's so cute! Cocky! Yum, 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 yum! În sfârșit, s-a întors Jason acasă, mă rog, la hotel, s-a întors de acasă și am comandat pizza pentru mine, că el are sushi. Sushi pentru Jason! Cola pentru mine, bubble tea pentru desert și pizza pentru mine. Să avem poftă! Camera noastră, să zicem că a suferit niște modificări. Am mutat patul lângă fereastră pentru a face niște poze. When it feels like I've been fading to the background, don't leave my room for like a week, don't wanna go out. But all these moments keep reminding me of just how you can't have the highs without the letdowns. I overcomplicate, I underestimate how easy it is to live like this. Feel better if I take my time, just a second and I'll be alright. I know that there's a love that won't find me. There's something about that feeling. About that feeling, ah. There's something about that feeling. There's something about that feeling, ah. Yeah. Outside the rain's done dancing with the storm clouds, but inside there's not a dry eye in this whole house. And it ain't sadness why these tears keep falling down now. I overcomplicate, I underestimate, but I know that there's a love that gon' find me. There's something about that feeling. There's something about that feeling. There's something about that feeling. There's something about that feeling.
Bună! Sunt ultimele noastre minute aici și vreau să vă bucurați de privedere și asta. Știu că nu se vede extraordinar de bine, mă, bă, nici eu bine, să vedem și privedere și bine, de totuși aveți o idee, nu? Vreau să vă pun la curent cu ce am făcut azi. De dimineață am luat micul dejun, am comandat mâncare în cameră pentru că voiam să fac niște poze și pentru că nu voiam să ieșim din cameră, bineînțeles. Apoi am citit de lăsat aici un anunț și spuneau acolo care sunt măsurile luate pentru prevenție și bla 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 bla, pentru siguranță, bla bla bla. Și deși în majoritatea locurilor piscinele sunt închise, aici nu era piscina închisă. Scrie acolo, cine nu știu, a văzut doar că sala, a văzut că sala este închisă și a crezut că și piscina este închisă, dar piscina nu a fost închisă și am mers la piscină. Nu aveam chef absolut deloc să merg la piscină, dar mă bucur că am făcut-o pentru că m-am simțit foarte bine. Și oricum, de mâine se încheie tot în Hong Kong, așa că a fost ultima noastră escapadă înainte de marea plictiseală. Da. M-am simțit foarte bine. Chiar m-am simțit ca și cum aș fi dus în vacanță, deși sunt tot în Hong Kong. Mi-e dor de cățeluș și într-adevăr, dar nu pățesc nimic dacă stau departe de ei, bineînțeles, o zi. Și m-am simțit extraordinar bine, la fel și Jason. Când facem check-out-ul, mergem la restaurantul de aici. Tot la fel, pentru ultima dată, că mâine se închid restaurantele și o să avem afternoon tea. Anor, afternoon tea, așa cum v-am spus. Da, cam asta am avut să vă spun. You